70, unde pe vremuri recele era Ștefan cel Mare și de aici a început războiul cu tatarii de pe Volga. Și una din legendele acestei fântâni este că era o moldoveancă care surgea alergau după ea ca să o facă roabă și a nu dorit de a sărit în fântână. Și de atunci a luat denumirea Fântâna Cadenei. Mulțumesc că m-ați urmărit până la sfârșit. Nu uitați să dați un like, subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!